Pe 4 iunie, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control în zona de competență, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au descoperit în apropierea unei locații de pe raza localității Vicovu de Sus mai multe colete cu țigări. Imediat s-au luat măsuri de cercetare a zonei respective concomitent cu dispunerea unor măsuri specifice pentru depistarea persoanelor implicate. Coletele cu țigări de proveniență ucraineană au fost transportate la sediul Poliției de Frontieră, unde în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 7.470 pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 87.399 lei. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și în vederea depistării tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională. Tot ieri, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Brodina, județul Suceava, au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de competență. Astfel, în jurul orei 8:45, polițiștii de frontieră au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Ulma, trei persoane care se deplasau către interiorul țării, transportând în spate colete voluminoase. Imediat, polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea acestora, efectuând somațiile legale prin voce, însă persoanele în cauză nu s-au supus, au abandonat coletele și au fugit spre teritoriul statului vecin. Imediat au fost anunțate și autoritățile ucrainene despre caz în vederea cercetării în comuna evenimentului de frontieră, concomitent cu dispunerea unor măsuri de supraveghere și cercetare a zonei. La fața locului au fost descoperite mai multe colete cu țigări de proveniență ucraineană, care au fost transportate la sediul instituției, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 3.200 pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 37.440 lei. Și în acest caz, țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări în vederea depistării tuturor persoanelor și documentarea întregii activități infracționale.